Am desfăcut umbrela pentru că este foarte cald. Nici nu ne așteptam să fie așa de cald, nu? Nu ne așteptam. Cam câte grade să fie oare? Sunt vreo... Cât au zis ăștia? 28. 28? Oh, 28 de grade. Da. Adie vânt. Sper să nu ne... ridice pălăria asta în sus. Să ia vântul. Da. Suntem în barcă. Admirăm natura. Este o zi frumoasă de primăvară. E frumos. Hai, hai. Vântule. Da, e bine că mai vine câte o adiere de asta mai... Mai ne înviorează un pic, ne mai revigorează. Da, ce zici? Camera noastră o merge sau vorbim singuri aici? Nu știu, verifică. Vorbim singuri? Da, nu nimic, vorbim cu natura, vorbim cu mediul înconjurător. Hai, gata, ia mâna după mine că mă doare, zice umbrela. Da, frumos. Noi suntem frumoși. Și noi suntem cei mai frumoși. Pescar de pe gârlă. Da. Frumos rău brațul ăsta. Frumos rău. Păcat că... Ăștia profesioniști, da, care au tot ce le trebuie, ci că sunt profesioniști, dau la curent, dau la monofilament, dau noaptea, adună tot. Și pe la fata dați noapte. Adică era atâta. Nu lasă nimic, nu mai lasă, nu iartă nimic. Lasă-mă, adunați tot, mă, să vă pricopsiți. Da. Mesaj de la cineva. De la cineva care vrea să da, ia să vedeți aici un pește în direct. Da, da, ați vrea voi mâine, poimine. Ia uite, mă, băiatule, mă, că nici n-au umblat, măi. N-a umblat, este intactă, mă, omeala. Da. Ia stai tu aici, frumos. Da. Mai vine câte o barcă. Mai pleacă câte o barcă. Apoi adâncă, să știi. Ia, am luat sonarul. Chiar sunt curios. Să încercăm să vedem cam cât este apa aici. Cred că e destul de... Eu zic că are 6 metri fără probleme. Așa, a, hai noroc! 6 metri fără probleme. Sunt oamenii care erau acolo, în spatele nostru, da. Nu? Sunt alții? Alții, da. Sunt alți oameni, alți oameni. Și din spatele nostru? Așa, ia mai încearcă-le. Mai încearcă-le că... să nu avem vreo surpriză. Are... da, intactă. Mărar, are mărar. Mărar de pus la friptură. La drobul de miel. Ce are? Da, este ăla care atunci când ne-a dat într-o parte când am, când am venit. Sunt chiar pe el, nu? Sau lângă el? Da? Foarte bine ai aruncat-o, las-o acolo. Las-o după. Nu? E adâncă apa. Da, mie, nu știu cum. Știi care e cel mai mare dușman al omului? Lenea. Lenea. Ce lenea să ce?
Ce lene mi este să mă duc să iau sonarul. Hai, mai stăm puțin, poate, cine știe. E un pic mai dificil, că e umbrela, dar asta e. Încet, așa. Mm-hmm. Da, a tras frumos, da. A tras, nu? Ia, mă, ia să vedem. Cât pe aici. Mm-hmm. Nu, lasă acolo, lasă, e bine. Lângă barca aici, în spatele bărcii. Ia să vedem, mai băieți. Au busecile băgate, bineînțeles. Și ați venit și voi. Voi de ce ați venit? Păi am venit și noi să admirăm natura, ce să facem. Da, am venit că de-aia am văzut că ați dat drum până aici, nu? Da, cum zicea și nenea la benzină 100. Da. Mâncare 100. Băutură 100. Momeală 100. Pește 0. 100 de la piață. Da, dar pasiunea este pe primul plan. Da, cum ziceai și eu, dacă ai în sânge... Dacă ai în sânge, fără pasiune nu se poate. Ești dacă... fără lea. Da, să pierzi timpul pe malul gârlii. Care? Care? Care s-a încălit. Cred că s-a lovit... Lucreangă? S-a... S-a... lovit... Cum la mine aici am văzut și eu, dar cred că a lovit firul. A lovit firul și a mișcat clopoțelul. Din cauza asta. Da. Da, ne mai înghiorează. Mm-hmm. Cred că o să mai pun un pic de suc. Mai mult, doamna și tot grătate. Deocamdată primul episod s-a încheiat. Nu, las, pune că acolo e mai umbră. S-a încheiat primul episod, finish. Da, luăm o pauză de publicitate, da. O pauză de publicitate. Op, mi-a tras, atențiune, ia uite-l. Ia să te vedem. Un mic peștișor de Gianu. Ia să-l plimbăm un pic, să-l amețim. Ce crezi că poate să fie decât un? Moș. Nu e moș, e un? Bibănel. Bibănel? Ia, ce ești, mă? Un... Se vede bine? Nu-l văd. Cum nu-l vezi? Păi nu-l văd. Îl vezi? Cel mai mare pește de pe Gianu. Îl vedeți? De din coadă. Acum l-am prins. E un moș frumos, da. Un moș frumos, bătrân. O mai avea dinți? Nu știu dacă mai avea dinți. Hai să-l căutăm de dinți. Haide, ia vină cu acel, băiatule, că până la urmă tot am prins. Am făcut safteaua. Stai așa, să ți-l arăt acum mai bine. Da, un... Da, moș este, uce negru, ce spinare neagră are. Ăsta e bun la ciorbă. Da, dacă era și el un pic mai mare, un pic mai... Nu? Arată frumos, frumușel, un peștișor. Ia să te vedem. Ia uite-te. Prins la râmă. Da. Mulțumim frumos. Peștișor. Deci, pe moșul tată și moșul fiu. Urma să prindem și moșul babă, dar am renunțat. Așa că, prieteni, cam despre asta este vorba. Cam despre... Ia, unde? Ia. Uite acolo. Uite. Sare, sare. Era nu un prin sar. E, da. Ia. Vezi? Da. Ia ce sare în sus. Vom strânge unghițele. Și vom mai colinda un pic. Pe acolo, pe acolo. Să
aducem aminte de locurile de pescuit de anul trecut, unde prindeam noi pește, mai mult decât astăzi. Da? Strângem. Ne vedem și ne auzim data viitoare. Le strângi tu? Sau le strâng eu? Închide ăla. Să-l închid vorba ta. Și dacă le strângeai tu ceva, hai lasă că nu e o problemă. Am făcut încheierea. Da, hai să... Mă gândeam că mai stăm 5 minute pe ce... Vrei să mai stăm un pic? Mai stăm, acolo la spate, acolo n-am pus să duci nimic, așa fain nimic. Gata, mă, iubire, îl oprim, ia. El merge sau nu merge? Da, merge, merge. Ia uite ce frumos e aici. Ia uite-te un pic la mine, ia. Fă-mi cu mâna. La revedere, prieteni, la revedere. La revedere. Mari, strânge undițele, te rog frumos. Ești pregătită să le strângi? Da, hai, strângere, ajunge, gata, am pescuit destul. Da, ne vedem data viitoare. La revedere, prieteni, încă o dată, multă sănătate, toate cele bune. Okay. Wow. Ce pește frumos!